Cum economisesc bani la construcția casei? Cred că această întrebare a trecut prin capul maică oricărei persoane care s-a apucat fie în regie proprie, fie cu ajutorul unei brigăi sau companii de construcție să-și construiască propria casă. Acest episod vine anume cu un răspuns la această întrebare, care am auzit-o nouă dată de la abonații acestui proiect. Dați mai întâi să facem o listă a diferitor sfaturi și șmecherii care există pe internet ca răspuns la această întrebare. Și ulterior eu o să vă spun deja părerea mea. Așadar, iată sfaturile cel mai des întâlnite pe internet. 1. Cumpără un lot de pământ mai ieftin sau mai problematic, deoarece este mai ieftin. 2. Treceți cu vederea studiul geotehnic. 3. Alege un proiect simplu al casei, fără prea multe complicații. 4. Contractează o brigadă de muncitori sau o companie de construcție în afara sezonului de construcție. 5. Construiește în extra sezon, octombrie-aprilie. 6. Construiește primăvara, nu toamna. 7. Alege o zidărie sau alta. 8. Folosește materiale mai ieftine sau mai simple sau refolosește careva materiale de la vechile construcții. 9. Economisește la beton și armătură. 10. Ocupă-te tu de achiziția tuturor materialelor. 11. Lucrează și tu de rând cu muncitorii. 12. Apelează la prefabricate, la construcții Lego. 13. Alege o construcție la gri sau la roșu, ca mai apoi singur să o finisezi la cheie. 14. Fă-ți și etaj, nu doar parter. Unele din aceste sfaturi, real, vă pot ajuta să economisiți ceva bani la construcția casei, însă, din păcate, unele din acestea, de multe ori, nu doar că nu vă aduc economiile calculate, dar deseori fac să aveți cheltuieli și mai mari. Mai mult ca atât, de multe ori putem pierde în calitate, ori la construcția casei, orice pierdere din start la calitate se transformă ulterior în probleme și cheltuieli mult mai mari sau mai periodice, spun așa. Eu unde obște sunt de părere că dacă se începe a construi o casă cu gândul să facem cât mai multe economii, această abordare este una greșită, care în cel mai fericit caz o să vă aducă o mică economie de moment, însă pe termen lung lucrurile se vor inversa, iar în anumite cazuri pot fi chiar și întâmplări nefericite. Veți ajunge să cheltuiți cel puțin egal sau chiar mai mult decât o casă construită calitativ. Mulți economisesc în multe locuri unde nu ar fi trebuit și după 3, 5, poate 10 ani deja regretă acest lucru. Cea mai bună abordare, cred eu, este să dorim din start o calitate foarte bună a casei noastre, un confort bun și să găsim acele soluții ca durata de exploatare a casei să fie cât mai mare, cu cât mai puține intervenții pe parcurs. Și deja bazându-ne pe acest principiu, independența de situație și doar dacă este cazul, să găsim soluții raționale pentru a economisi ceva bani. Și, iar repet, doar dacă este cazul, în același timp să nu scădem niciun gram, niciun procent din calitatea inițial dorită. Cum se spune în limba rusă, scupnoi plate dvajda, adică limba română, zgârcitul plătește de două ori. Învățați ceva din vorba aceasta, nu degeaba aceasta există în popor, tot din experiența multor generații a prins acest proverb rădăcini în poporul nostru. Acum, haideți să analizăm sfaturile enumerate mai sus și să vedem unde este miezul de adevăr. 1. Cumpăr un lot de pământ mai ieftin sau mai problematic, deoarece dacă este mai problematic, de exemplu, oricum va fi mai ieftin. Aici mai adaug și afirmația, treceți cu vederea studiul geotehnic. Indiferent de ce fel de sol aveți, după ce îl studiați la suprafață sau câțiva zeci de centimetri adâncime, studiul geotehnic este mai că obligatoriu. Doar așa proiectantul structurii dumneavoastră de rezistență va obține datele și situația reală de pe terenul dumneavoastră și va putea în mod corect să facă calculele necesare și să vă aleagă structura de rezistență, fundația și alte elemente. Sunt cazuri când studiul geotehnic nu s-a făcut, s-a început construcția și abia ulterior, când totul este deja planificat și gata să înceapă, s-au depistat careva probleme.
pânza freatică este prea sus, solul este problematic, nu este portant, sunt necesare adâncimi mai mari de fundare dacă vrei să normal să construiești, de exemplu, țepul nuit, să ai adâncimi de 80 cm. Însă, situația după și sapi tranșeile este așa că trebuie să sapi 1,40 m, de exemplu. Asta iar, deodată implică costuri mari și iar diferite improvizații și diferite compromisuri. O fundație și inclus și structura de rezistență se alege doar după ce avem toată informația și imaginea clară a ce fel de sol și ce parametri are solul unde dorim să construim. În cazul unui sol mai problematic, avem nevoie de o fundație mai serioasă, sau mai mare, sau mai adâncă, iar aceasta ridică costul unei construcții. Iar dacă neglijați acest lucru, aflați că o fundație greșită și o structură de rezistență aleasă și realizată insuficient pentru un sol anumit, poate aduce gravi probleme și cheltuieli imense în viitor. A doua afirmație găsită pe internet este că alege un proiect simplu al casei fără prea multe complicații. Aici eu sunt de acord. Mai mult despre aceasta deja o să fie video viitor. 3. Contractează o brigadă de muncitori sau o companie de construcție în afara sezonului de construcție. Uneori poate prindeți careva oferte sau promoții, alteori nu. Aici deja depinde de la caz la caz. 4. Construiește în extra sezon, octombrie-aprilie. Aici includ și analiza afirmației precum că construiește primăvara, nu toamna. În primul rând, să construiești în sezonul rece nu este tocmai recomandabil. Orice lucrări umide nu sunt recomandate să se facă la temperaturi sub plus 5 grade Celsius. Chiar dacă poate veți economisi la costul muncitorilor care iarna nu sunt așa de întrebați, veți pierde totuși din calitate. Plus că uneori este mai scump să construiești iarna din cauza măsurilor adiționale de încălzire care trebuie luate, ca de exemplu betonul să nu înghețe, ca tincoiala și alte lucrări de interior să se țină normal, ca să nu cadă aceasta după vreo două sezoane, etc. Așa că mai bine nu vă complicați iarna, duceți-vă la munte, odihniți-vă, petreceți sărbătorile de iarnă alături de cei dragi și fără mult stres. În al doilea rând, ce ține de afirmația precum că construiește primăvara, nu toamna, acest lucru depinde mereu de la caz la caz. Uneori poate aveți de câștigat, alteori nu. Ca de exemplu, haideți să ne imaginăm două cazuri. Avem același proiect, aceeași structură, s-au folosit aceleași materiale, practic totul este identic, doar că o persoană a început construcția toamna, iar alta a început-o primăvara. Acesta care a început la sfârșitul verii sau toamna și a turnat normal structura de rezistență, poate și a zidit și pereții. Peste iarnă aceste structuri le-a protejat de frig, de soare, ploi și primăvara le-a dezvelit și a continuat mai departe cu o viteză normală toate lucrările. Și deja încet, încet, până la Crăciunul viitor, acesta a terminat și, sper eu, s-a mutat în casă nouă. În al doilea caz, persoana a început lucrările primăvara și dat fiind faptul că a avut și el dorința ca să termine până la Crăciun și să mute în casă nouă, el tot anul a grăbit muncitori, hai lucrați mai repede, a sărit peste anumite norme și reguli, ca de exemplu în loc să lase betonul să se usuce, să întărească normal 21-28 zile, el după 5-7 zile deja construie mai departe alt nivel. Ulterior a grăbit instalatorii și alte persoane care prestau tot felul de servicii în interior și exterior. Și în final, da, el poate și-o finisat casa până la Crăciun. Însă avem în final o așa întrebare. A cui casa este construită și finisată mai calitativ? Acesta care a făcut totul fără să se grăbească sau acela care s-a grăbit și poate pe alocuri a mai sărit sau a închis ochii la anumite reguli? Care caz? Eu nu doresc să generalizez. Cazuri pot fi multe și diverse și cazuri pot fi și inverse. Depinde ce fel de caz construiți și cu cine construiți. În medie o casă se construiește până este mult normal în ea, 2, poate chiar și 3 ani. Rare cazuri într-un an. Sunt case care nu-s gata și după 5 sau 10 ani. Toate cazurile sunt diferite. 5. Alege o zidărie de un fel sau poate de alt fel și așa mai departe. Deseori o companie încearcă să vă convingă că uite așa va fi mai calitativ și mai ieftin dacă alegeți de exemplu BCA sau caramidă sau blocuri ceramice sau cuteleț sau fortan sau orice alt tip de material. Realitatea însă arată că zidăria costă doar câteva procente din costul total al construcției.
fără să influențeze într-atât costul unei case, așa cum cumva se poate auziți. 6. Folosește materiale mai ieftine sau mai simple sau refolosește careva materiale de la vechile construcții și la analiza punctului respectiv o să includ și afirmațiile precum că economisește la beton și armatură. În primul rând, orice economie la beton sau armatură este o prostie atât de mare încât eu nu am cuvinte să explic. Niciodată nu trebuie să economisiți și nu glumiți cu lucrurile serioase, cum ar fi, de exemplu, structura de rezistență. Orice samovolnicie în sensul dat poate cauza în anumite cazuri, ca de exemplu în cazul cutremurilor mai majore, ca să vă fie distrusă munca dumneavoastră și chinul dumneavoastră și chiar investițiile făcute în casa dumneavoastră. Ca să nu mai vorbesc că pot fi chiar și daune asupra sănătății sau pierderi de vieți omenești. În al doilea rând, ce ține de refolosirea materialelor? Orice materiale au o oarecare durată de exploatare sau de viață, de folosință. Dacă aceste materiale au stat 30, 40, 50 de ani într-o anumită structură, dumneavoastră ce? Vă așteptați ca când dumneavoastră le refolosiți, acestea să facă restart la setări, adică ca și cum să fie la fel de bune ca în prima zi? Eu sunt de acord că unele materiale pot fi refolosite în anumite scopuri, depinde de material. Însă în cazul altor materiale, acest lucru nu se recomandă. În al treilea rând, ce ține de folosirea materialelor mai ieftine sau mai simple? Și la acest punct mai includ și situația când nu se folosesc deloc anumite materiale, chiar și fiind ele simple. Ca să vă dau un exemplu. Ia imaginați-vă o casă care a făcut așa economii de bani și nu a făcut o hidroizolație normală a fondației și nu a termoizolat casa din start. A economisit persoana niște bani? Da, a economisit persoana câteva mii de euro. Însă ce obținem? Obținem că din primul sezon rece sau chiar din a doilea o să-i apară probleme. Cu umiditatea zidăriei, nu doar de la condens, că nu a termoizolat pereții, dar poate fi și de la fenomenul de capilaritate, iar aceasta duce la probleme cu pereții, la pierderi termice mai mari, la mucegai, etc. Pot apărea anumite probleme cu care va scurgeri sau infiltrație de apă în demisol, de exemplu dacă l-aveți. Fundația mult poate avea de suferit, iar acest lucru poate influența nu doar fundația în sine, ci și alte structuri, mai ales dacă suferă fundația, suferă și zidăria, care se poate crăpa și așa mai departe. Și dacă, de exemplu, nu s-a termoizolat, atunci este clar că principala problemă va fi pierderile termice și consumul mare de energie care se traduce în bani, atât pentru a încălzi casa iarna, dar și pentru a o răcori vara. Iar la acest punct aș adăuga că o termoizolație din start nu doar că vă salvează bani în buzunarul dumneavoastră, pe termen lung și mediu, dar și vă redă o stare de confort superior și chiar vă protejează oarecum structurile casei de influențele directe ale naturii, mărind oarecum, în anumite cazuri, durata de viață a acestora. La acest punct, sper că este clar. Economisând la calitate, posibil veți câștiga vreo 2 bănuți inițial, însă pe termen mediu și lung veți avea mult mai mult de suferit și chiar de cheltuit. 7. Ocupă-te tu de achiziția tuturor materialelor și lucrează și tu de rând cu muncitorii. Dacă aveți timp, energie și dorință, poftim! Nimeni nu vă încurcă să achiziționați dumneavoastră materiale. Toate că anumite brigăi sau companii pot avea anumite reduceri care dumneavoastră poate nu le aveți. Dar mă rog, ce ține de a lucra de rând cu muncitorii, este bine să-i supravegheați, să ne uităm ca să nu facă greșeli, să nu se lenevească, însă dacă dumneavoastră nu vă percepeți, mai bine nu vă băgați în sânul lor și să le dictați că fă așa sau fă așa. Până la urmă, urmii dumneavoastră plătiți banul, dumneavoastră. Eu să fac cum vrei tu. Dar asta nu înseamnă că asta o să fie și cel mai corect. Ajută mult să le intrați în încredere și să vă împrieteniți puțin. Mai aduceți-le ceva de mâncare, mai faceți un frigărui la sfârșit de săptămână dacă o meritat. Însă oricum respectați distanța ca ei să nu se lasă pe urechi. Când ne odihnim, ne odihnim, când muncim, muncim. Punct. 8. Apelează la prefabricate, la construcții Lego. Uneori aceasta ajută la economisirea câtorva bănuți, alteori nu. Aceasta iar depinde de la caz la caz.
Eu mai mult m-aș preocupa privind ce doresc eu în final, ce fel de casă, decât să mă axez că este Lego sau nu. Dacă scopul meu final de calitate se obține cu prefabricate, poftim, o aleg fără nicio problemă. Dacă nu, atunci nu. Alege o construcție la gri sau la roșu, că mai poți singur să o finisezi la cheie. Uneori este corect așa să alegeți, uneori nu. În cazul dat, iar, depinde totul de fiecare situație în parte. Și 10. Fă-ți o casă cu parter plus etaj, nu casă doar parter. Sau casa cu etaj este mai ieftină decât casa doar parter, cumpărând aceeași suprafață utilă. Aici, eu dacă cinstit, văd o mică manipulare a companiilor de construcție față de clienți. Uneori o casă în parter este mai scumpă decât o casă cu etaj, alteori este mai ieftină. Aceasta nu este deloc o regulă sau normalitate. Despre comparațiile între o casă cu parter versus o casă cu etaj, dar și o comparație și analiză a unei case cu etaj complet versus o casă cu mansardă, am realizat mai multe videouri în trecutul apropiat. Revenind la subiectul nostru privind cum poți economisi la construcția casei, acest video a ajuns la final. În acest video eu am analizat diferite afirmații care sunt în mediul online și deja în video viitor eu o să vă ofer recomandările mele pe marginea acestui subiect. La revedere!